Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale marchizului de Sade. Speranța este cea mai sensibilă parte a unui suflet sărac. Trupul omului este biserica în care natura cere să fie proslăvită. Ideea de Dumnezeu este singurul lucru pentru care nu pot ierta umanitatea. Singura cale către inima unei femei este de-a lungul unui drum chinuitor. Ne cunoaștem numai când ne găsim în fața propriilor noastre limite. Pentru a ști ce e virtutea, trebuie întâi să cunoaștem viciul. Nici o religie nu merită o singură picătură de sânge vărsat. Ordinea socială cu prețul libertății nu este o afacere bună. Prosperitatea este făcută pentru crimă și ghinionul pentru virtute. Fericirea este un ideal, este opera imaginației. Destrucția, la fel cu creația, este una din poruncile naturii. Dacă judecăm din cele explicate de teologi, ajungem la concluzia că Dumnezeu a creat omul doar pentru a umple iadul. Toate principiile morale universale sunt fantezii zadarnice. Religiile sunt leagănele despotismelor. Femeia care nu pune deloc gura pe pumn nu o să-ți țină mult timp bărbatul lângă ea. Întotdeauna pe calea durerii ajungi la plăcere. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.